Biserica Adventistă de ziua 7 Corbea, ne bucurăm de prezența tuturor exploratorilor din zona Mureș și din zona Brașovului. Este o cinste deosebită să vă avem aici în locul nostru după mai multe discuții. Care este scopul acestui eveniment și ce anume fac acești copii și acești tineri la Biserica Evanghelică de ziua 7? Scopul acestui eveniment este promovarea activităților exploratorilor, nu numai în zona aceasta, ci pe întreg teritoriul zonei Brașov, pentru că deși se vor prezenta și în alte comunitate. Dorința este ca în această ocazie oamenii să fie sensibilizați, părinții care au copii de vârsta exploratorilor să se implice în acest program deosebit. Și poate mai mult vă spun de Remus Ciutan, care este coordonatorul zonei Brașov pe domeniul acesta al exploratorilor. Da, programul exploratorilor se adresează copiilor de gimnaziu. Este un program în care învățăm norme morale, etice, dar alături de astea învățăm lucruri despre natură, despre tehnici de supraviețuire, tehnici de a supraviețui în viață, să zicem, până la urmă. Felul acesta, de la vârsta aceasta, copiii învață să se pregătească pentru viață. Este un program care îi pregătește pentru viață. Nu se adresează numai copiilor din biserică și, din acest punct de vedere, nu punem accent pe doctrină. Deci este un program care se adresează tuturor celor care vor să participe la acest program. Se ține cont de religia celui care vrea să participe și, în felul acesta, o bună parte din copiii care sunt prezenți aici nu fac neapărat parte din biserica noastră. Am înțeles că aveți și licurici, o altă categorie de copii, cei mai mici, practic? Da, dacă ați spus întrebarea în felul acesta, biserica a împărțit categoriile de vârstă în felul acesta. De exemplu, școala primară, copiii de la școala primară activează la programul licuricilor, la programul specific vârstelor. De exemplu, la această vârstă este momentul când copiii pun un accent foarte mult pe dexteritate pe lucru și atunci programul este dirijat pe această direcție. La explorator, de exemplu, avem foarte multe ieșiri în natură, facem tabere cu corturile, alergare, jocuri, voie bună și așa mai departe. Și mai avem un alt program, un al treilea program pentru liceeni, se numește programul companionilor, unde se pune accent mai mult pe vorbit. Ei nu mai au chef deja de activitate, ei vor să vorbească, să afle multe, să audă, să asculte multe și să învețe în felul acesta. Din ce zone sunt veniți copiii? Copiii sunt veniți din zona județului Mureș și din zona județului Brașov. Cu această ocazie, ei se împrietenesc mai mult, au mai multe lucruri în comun și totodată este o ocazie deosebită pentru a pregăti sezonul viitor al activităților, inclusiv tabăra de vară, o tabără în care toți exploratorii din aceste zone se adună pentru aproximativ o săptămână și acolo au diverse activități specifice acestui program al exploratorilor. Mulțumesc foarte mult!